ieșire albiumului, Londra decontează goana după banii Rusetti. În revista presei de astăzi, stirii pe surse. Rove prezintă o analiză din revista 22 pe tema otrăvirii fostului spion rus Sergei Skripal, tentativ orchestrat de Rusia pe teritoriul Marii Britanii. Revista 22. Clasa politică de la Londra decontează astăzi goana după banii rusești. Un fel de trezire bruscă la o realitate care nu-i convine. Punct. În Salisbury, Rusia a orchestrat tentativa de eliminare a unui fost colonel GRU, recrutat în anii 90-2006. Este încă neclar dacă fiica lui Sergei Skripal, Iulia, a fost o tintă. Cert este că amândoi se afla la spital în stare critică. Povestea familiei te pune totuși pe ganduri. În 2012, soția colonelului a fost răpusă de cancer. 4 ani mai târziu, fiul i-a murit subit, pe fondul unei insuficiente hepatice. Tot în 2016, fratele lui Skripal, fost membru al trupelor speciale rusești, s-a pierdut viața într-un accident de mașină. Coincidente? Mult nu cred în ele, mai ales că și la Londra cimitirele sunt pline de coincidente. Să luăm exemplul gruparii anti-Putin din jurul lui Boris Berezovski, astăzi, practic nu mai exista. Și nu pentru că s-ar fi desfințat voluntar. În 2006 a fost asasinat Alexandr Litvinenko, critic vehement al lui Vladimir Putin și unul dintre apropiatii lui Berezovski. Spectaculozitatea crimei dusă la îndeplinire de doi fosti colegi de FSB ai lui Litvinenko a reprezentat cel mai clar avertisment de pană atunci, disidentii vocali o să fie pedepsiti, oriunde s-ar afla. 2 ani mai târziu, Badri Patarkatsishvili, oligarhul georgian cu ambiții politice, prieten și partener de afaceri cu Berezovski, a murit în urma unui infarct. Politician a fost convinsă din prima și chiar a lansat o investigație. În cele din urmă a fost acceptată varianta infarctului. În 2013, Boris Berezovski, prototipul oligarhului rus din perioada Boris Elkin și principalul adversar din exil al lui Putin, a fost găsit spanzurat în baie, la residența lui din Berkshire. Asupra verdictului de sinucidere s-a revenit ulterior. În urma unei expertize comandate de Elizaveta Berezovskaya, fiica omului de afaceri. Astfel, cauza mortii a rămas nedeterminată, având în vedere că medicul legist nu a putut să excludă varianta unei crime. Nu în ultimul rând, la doar câteva zile după atacul din Salisbury, Nicolae Glușkov a fost găsit strangulat la domiciliul său din New Malden, în sud-vestul Londrei. Pe Glușkov și Berezovski lega o prietenie de decenii.
în perioada post-sovietică a lucrat pentru mai multe firme ale oligarhului. Printre altele, a deținut și funcția de director financiar al Aeroflot. Numai eu am mai rămas, le mărturisea fatidic Nicolae Glușkov celor de la Guardian în 2013, la moartea prietenului său. Mai multe detalii aici. Hot News. Cristina Verchiere va prelua funcția de președinte al directoratului și director general executiv, CEO, al OMV Petromsa. Începând cu data de 1 mai 2018, înlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al cărei mandat va înceta la 30 aprilie, conform unui raport remis lui Bursei de Valori București. În sedința de astăzi, luni 3, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul că doamna Cristina Verchiere va prelua funcția de președinte al directoratului și director general executiv, CEO, al OMV Petromsa. Începând cu data de 1 mai 2018, având în vedere numirea sa în această funcție astfel cum a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și anunțată în data de 9 ianuarie 2018. În cadrul aceleia sedinte, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul că mandatul doamnei Mariana Gheorghe de președinte al directoratului și CEO al OMV Petromsa încetează la data de 30 aprilie 2018, se menționează în raport, potrivit Ager Press. Directoratul OMV Petrom este compus din 5 membri, Mariana Gheorghe, care ar urma să predea mandatul, în luna mai, Cristinei Verchiere, ceilalți 4 fiind Stefan Waldner, Peter Rudolf Seilinger, Neil Antoni Morgan și la Cramioara Diaconu Pintea. Mai multe detalii aici. Ziarul financiar. Ministrul francez al economiei sublinierei Finanțelor Bruno Le Maire a confirmat la sfârșit sublinierei săptămânii trecute ce vor urma privatizări importante în Franța, sumele generate din acestea urmând a fi folosite pentru investiții în tehnologii inovatoare cum ar fi inteligența artificială, potrivit Le Figaro. Vă confirm ce vom realiza privatizări importante pentru ce vrem ca statul să obțină mijloace financiare pentru a investi în tehnologii inovatoare, domeniul în care am cam rămas în urmă, a declarat ministrul francez. Statul francez ar urma să aloce 10 miliarde de euro generați din privatizările viitoare pentru finanțarea de cercetări privind inteligența artificială sau stocarea de date sau de energie regenerabilă, a adăugat Le Maire. Acesta nu a precizat ce întreprinderii vor fi vizate de privatizări, considerând ce avansarea unei liste nu ar avea un impact pozitiv asupra valorii acestora. Guvernul a indicat deja ce dore subliniere să cedeze parte din Franța SDS-JEUX, FDJ, păstrându sublinierei totul sublinierei participația majoritar în cadrul companiei, în timp ce decizia de a privatiza Aeroports de Paris, ADO, a fost luat de mult timp, a explicat o sursă apropiat dosarului. Mai multe detalii aici.